Mult stimate domnule Mihai Popa, președinte al Raionului Strășeni. Mult stimate domnule Mircea Cojocari, reprezentant al Federației de Fotbal a Republicii Moldova. Stimați invitați, stimați prezenți, vreau să vă salut fierbinte astăzi și să vă zic binevenit la acest minunat eveniment pe care îl desfășurăm astăzi la Vorniceni, un eveniment care îl consider de o importanță deosebită, și anume inaugurarea stadionului de mini-fotbal în localitatea noastră. Întâi de toate, până a demara programul organizat pentru evenimentul de astăzi, vreau să vă rog să onorați simbolica de stat și a Raionului Strășeni, drapeluri și imnurile de stat a Republicii Moldova și a Raionului Strășeni. Consider că finalizarea construcției stadionului de mini-fotbal în satul Vorniceni este o realizare deosebit de importantă, semnificativă, este o îndeplinire a unui obiectiv, parte integrantă a planului de dezvoltare socioeconomică a localității Vorniceni, ce ține de protecția, de asigurarea sănătății cetățenilor noștri, mai ales a generației în creștere, prin dezvoltarea sportului și asigurarea desfășurării în localitate a acțiunilor, a activităților sportive. Cred că grija față de sănătatea populației trebuie să fie una prioritară, este un imperativ al timpului, mai ales în condițiile când societatea contemporană ne oferă și așa experiențe negative, fenomene negative care se răsfrâng dezastruos la sănătatea tinerilor noștri. De aceea, sportul trebuie să fie o prioritate, ceva foarte important în viața noastră cotidiană, zi de zi. Mens sana in corpore sano, este un proverb latin care trebuie să fie un principiu de bază a vieții noastre, adică o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Nu putem concepe o personalitate să fie, să aibă un creier dezvoltat fără a avea și o condiție fizică adecvată. Vreau să spun că localitatea noastră este cu bogate tradiții ce țin de sport. Datoria noastră este ca aceste tradiții să le continuăm și să înmulțim succesele sportive a vornicenienilor. Consider că acest stadion pe care ne aflăm astăzi ne va oferi suplimentar condiții pe care le-am avut și anterior. Este vorba nu doar de faptul că vom putea practica jocul de fotbal, care este cel mai popular tip de sport și este considerat regele sporturilor,
Dar totodată credem că noi aici putem asigura și condițiile de practicare a altor genuri de sport. Este vorba de volei, este ușor de potrivit, este posibil de asigurat condiții de handball și chiar și de basket. Deci vreau în mod special să le mulțumesc tuturor acelor actori care s-au implicat nu doar în desfășurarea și organizarea evenimentului de astăzi, aici mă refer la colectivul Primăriei Vorniceni, conducătorii și colectivele grădiniților de copii, case de cultură. Vreau să mulțumesc în primul rând acelor care au contribuit la implementarea proiectului. Întâi de toate vreau să mulțumesc Guvernului Republicii Moldova, care a asigurat cu o sumă de 200.000 de lei construcția stadionului. Primăria Vorniceni a avut ca contribuție cel puțin 55.000 de lei, deci 20.000 de lei partea proiectului, plus 35.000 de lei pentru asigurarea finalizării lucrărilor pe care nu a fost posibil să le finalizăm cu ajutorul antreprenorului care ținea să facă acest lucru. În afară de aceasta, în cel mai special mod, vreau să mulțumesc Federației de Fotbal a Republicii Moldova în numele președintelui Pavel Ciobanu, legendarului nostru fotbalist. Le mulțumim din suflet pentru ajutorul acordat, anume asigurarea covorului pe care îl vedeți astăzi și asigurarea lucrărilor de încleiere a lui. În afară de aceasta, vedeți, astăzi avem din partea lor și niște cadouri, plasele de fotbal. Avem aici niște mingi care urmează a ne fi înmânate. Le dorim ca toate eforturile pe care le depun, am înțeles că sunt de acum vreo 300 de stadioane de acest tip în Republica Moldova și toate sunt într-adevăr la inițiativa Federației de Fotbal. Vreau să mulțumesc în mod special domnului ex-primar Ion Lucian, care a inițiat acest proiect, care a asigurat executarea unei mari părți de lucrări, majoritatea. Vreau să ofer cuvântul acelor care ne-au onorat astăzi cu prezența. Vreau să vă felicit cu această realizare. Este a cincilea teren care este pe teritoriul raionului Strășeni. La trei am fost implicat direct, cel de la Gălești, Tătărești, Rece, care la Tătărești acum care este în lucrări. Să știți că nu este simplu să construiești un teren. Eu știu cum au muncit băieții de la Lozva să construiască un teren când s-au implicat băieții din sat și au pus bani mână de la mână și au construit acel teren. Să știți că e foarte greu. Cel care le pare cuiva că este, uite, vezi, Doamne, un covor sau nu știu ce, să știți că costă cel puțin, tot cu implicarea federației, cu implicarea guvernului, așa o lucrare costă aproape 500.000 de lei, aproape jumătate de milion de lei, care nu se ia din drum și nu se găsește oriunde. Dar vreau să spun că raionul Strășeni este unul din raioanele care are cele mai multe terenuri de mini-fotbol și asta mulțumim federației că se implică activ în promovarea sportului de doamnă și la alte federații ca să poată face acest lucru și să aibă această posibilitate financiară ca să poată să implice în dezvoltarea infrastructurii sportive. Totodată vreau să spun că este poate mai greu să-l construiesc, dar este și mai greu să întreții un asemenea teren, infrastructura e costă. Deci și o să aveți nevoie de implicare ca să-l puteți păstra, ca să nu vă treziți într-o bună zi, că nu este nimic aici, în 2-3 ani de zile. De aceea păstrați ceea ce vă este făcut ca și cadou, ca să puteți să vă bucurați o perioadă cât mai îndelungată. Un asemenea covor are o perioadă de viață 25 de ani de zile. Deci străduiți-vă să-l puteți păstra măcar în jumătate în termenul care este perioada de exploatare. Acum pentru echipa din sat. Știu că aveți o echipă bună aici de fotbal, mai ales că noi am organizat mai multe competiții între localități și aici în Strășeni totdeauna există o rivalitate între Tătărești, Vorniceni, Lozova, care totdeauna așa se joacă fotbal între ei și întotdeauna se vine cu cadouri când se vine la un asemenea eveniment. Am vrut să vină cu maiourile pentru, cu uniforma, bine zis, pentru fotbaliști, dar nu știu care este mărimea fiecare. De ce, domnul primar? Echipa care o veți mărimea fiecare ca să putem să luăm o uniformă așa să nu stea ca la
păcală ștândală, cu baie prea mare, baie prea mică. Îmi dați mărimea la fiecare de ei, îmi dați designul și din partea mea aveți o uniformă pentru echipa de fotbal din sat și sper foarte mult ca să avem la competițiile sportive din raionul și așa de mult. Felicitări încă o dată și nu lăsați mâinile jos, că aveți încă de mult, mult, multe lucruri aici în sat. Mersi mult! Onorată asistență, copii totodată și beneficiari a terenului de astăzi care este inaugurat. Dacă se vorbește de 5 terenuri de mini-fotbal în raionul Strășeni, vreau să vă spun că anul acesta, doar anul acesta, sunteți a treilea teren care, iată, este inaugurat. Duminica trecută am deschis sau am inaugurat terenul de mini-fotbal la Părășești. Păi atunci e a șaselea. Dintre care 3, a patrulea urmează, cred că, în câteva săptămâni la Liceul Mihai Evitescu din Strășeni să-l deschidem. Totodată fac, folosindu-mă de ocazie că avem reprezentantul Federației Moldovenești de Fotbal, să-l rog, să-l iem ca să se implice și să mai asigure un covor, fiindcă cea mai mare problemă astăzi este în covorul care vedeți că este foarte confortabil și foarte, foarte comod. Dar vreau să vă spun că satul Vorniceni este o mândrie pentru raionul Strășeni, prin oamenii care le vezi, prin copiii, prin fotboliștii care de fiecare dată ne reprezintă foarte bine, nu doar la nivel raional, dar și la nivel republican. Prin echipa și străduința băieților din satul Vorniceni, știți că fotbalul se menține. Așa că, în continuare, vreau să vă doresc tuturor celor prezenți care nu sunteți indiferenți de viața și sănătatea copiilor, tuturor celor care contribuiți în dezvoltarea infrastructurii sportului, tuturor celor care vreți ca să avem o generație sănătoasă. Copiilor, mari succese! Și, cum o spun tradițional, fruntea sus și numai înainte, dar nu nasul. Pentru raionul Strășeni, la fel este o prioritate dezvoltarea infrastructurii sporturilor. Noi, faptul că participăm la toate inaugurările, tot venim cu același suport sau, mai bine zis, cadouri. Dacă domnul deputat a venit cu o vestimentație pentru cei care practică sportul, păi atunci Consiliul Raional a să vie cu echipament. Doar rămâne domnul primar ca să ne spuie care este necesitatea și Consiliul Raional va asigura echipamentul pentru cei care practică sportul. Dumnezeu să ne ajute! Noi din terenul de fotbal sperăm ca să avem rezultate. Copiii care vor practica disciplina fotbal, noi o să-i găsim în loturile naționale ale Republicii Moldova. Și desigur, un moment foarte social, deoarece părinții știu unde caută copiii și soțiile, bărbații. Domnul primar a menționat că din 2005, domnul președinte Federației, domnul Paul Ciobanu, a lansat inițiativa sau lozinca toți împreună. Și noi vedem că toți împreună se fac lucruri foarte frumoase în țara noastră. Și desigur dorim cât mai mult să facem pentru țară, deoarece poporul nostru trebuie să fie sănătos, cum a menționat și domnul primar. Și desigur, din satele, câteodată ne ducem în sate care nici nu le-am auzit cândva. Și acum sunt copii care sunt invitați în echipele naționale Republicii. Așa că domnul președinte a Federației, domnul Paul Ciobanu, a cadonat pentru terenul acesta, domn primar, și un set de mici care joacă selecționate Republicii Moldova. Și vreau să-l invit și primarul care a inițiat anume proiectul și vreau să vă cadonez două fulare care când plecați la meciurile de fotbal naționale, strigați, hai Moldova! Într-adevăr, demarează un eveniment de o importanță colosală pentru viitorul sportului în satul Vorniceni, pentru viitorul tinerilor, pentru bună
sănătate, bună educație pentru un mod sănătos de viață. În satul Vorniceni, eu sunt din 1970 și pe parcursul activității mele au demarat un model de oameni culți, luptători pentru modul sănătos de viață. Sănătatea anume generației în creștere, deci va fi un turneu de fotbal, această demonstrație a lor să ne motiveze de a practica acest tip de sport. Astăzi inaugurăm ringul mini-fotbal, care a fost început anul trecut. Acesta este al treilea mini-stadion în anul 2016 deschis. Primul este în orașul Crușeni, urmat după stadionul din satul Panășești și iată, astăzi participăm la evenimentul de inaugurare în satul Vorniceni. Aceste stadioane sunt donate de către Federația de Fotbal, mă refer la Fogor. Investiția pentru construcție este din partea guvernului și a primăriei localității, plus Consiliul Raional. Din anul 2005, președintele Federației Moldovenești de Fotbal, domnul Paul Ciobanu, a lăsat așa o îndemn, o lozincă, toți împreună. Și rezultatul acestei lozinci, acestui proiect, pe urmă s-a transformat în proiect în Republica Moldova. Deja sunt asamblate circa 350 de terene cu acoperire artificială. Asta se face împreună cu toți oamenii de bună credință care sunt implicați și împreună cu Federația Moldovenească de Fotbal. Avem ca scop Federația de Fotbal, acum este programul toți împreună pentru terene artificiale și tot scopul este ca în fiecare raion să fie de acum un teren mare de fotbal cu iarbă artificială și cu infrastructură modernă a secolului 21. Trandashirul și ala.